iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, domnișoarelor, este așa de bine să fim împreună, să ne închinăm Domnului și să slujim pe Domnul împreună. Direct la voce de bas, însă am plăcit un pic și probabil e mai profundă ca în alte ocazii. Sper să nu vă irite la ureche. Știți scrierii lui Caragiale, când el definea muzica, spunea că muzica este ceva ce gâdile urechile în mod plăcut. Sper să nu vă gâdile în mod neplăcut. Mulțumesc fratelui Doru, fratelui Cornel, liderii dumneavoastră în Domnul aici în Olanda, pentru considerație și invitație de a participa la această sărbătoare mare, 10 ani de când vă întâlniți împreună anual pentru închinare, pentru a sărbători mulțumirea Domnului de peste an, pentru convenție. Este o sărbătoare mare, este o sărbătoare frumoasă și vă felicit pentru anii aceștia în care l-a slujit pe Domnul. Cred că am fost la una sau la două, la una am fost, nu? La o sărbătoare din această întâlnire a dumneavoastră. Mi-a plăcut, am rămas cu amintiri plăcute. Sunt din nou acum, vreau să mulțumesc și sorei mele și cumnatului meu pentru că au fost mediatorii pe lângă lucrătorii dumneavoastră ca să putem să ne întâlnim împreună. Astăzi vin de la București, n-am zburat direct peste ocean, sunt mai treaz un pic decât de regulă. Eu sunt cam dus de acasă, să știți. Cu avionul, nu așa cum ați gândit dumneavoastră. Vreau să mulțumesc de asemenea câtorva surori am întâlnit și cred că sunt și frați și prieteni care, cu care am apucat să schimb câteva gânduri astăzi. Vreau să vă mulțumesc pentru încurajarea dumneavoastră, cei ce ne urmăriți în direct pe internet sau vă uitați în arhiva Bisericii Emanuel pe care o păstoresc. Dumnezeu ne-a dat acest har să fim prima biserică română din lume care a ieșit pe internet. Și după noi, mulțumim Domnului, apoi au ieșit toți la gând, că ți-au ieșit până la ora aceasta. Dar am început timid, însă am început direct, live. Și, în adevăr, e un har să poți să intri în casele oamenilor, să poți să intri în office-urile lor, în business-urile lor. O să vă dau un singur exemplu și apoi am să mă apropiu de tema pe care ați ales-o și de care este așa de mare nevoie în aceste zile. Am fost vizitați, de exemplu, anul trecut de un artist al Naiului din Republica Moldova. De origine este evreu din Moldova. Are conservatorul terminat, este un artist internațional, un naist extraordinar și când ne-a vizitat, omul acesta a spus, abia mă așteptat să ajung în Biserica Emanuel. Aceasta pentru că Dumnezeu a folosit această biserică să mă convertească. Eu sunt evreu de origine, spunea el, am fost un ateist convins și singurul lucru pe care îl știam ca mulți evrei, să câștig ceva. Și de aceea cântam la tot felul de întâlniri și în special îmi plăcea după revoluțiile din Europa de răsărit să mă duc la banchetele marilor boși și acolo să câștig câte 1.000, 2.000, 3.000 de dolari pe noapte. Deci cei mari își permit astfel de banchete. Și a spus, era duminică dimineața și Radio Micul Samaritean din Moldova transmitea un program și era o predică cu Lazar Gog. Eu nu știam cine este Lazar Gog, da. Eram în baie, spus, mă bărberea. Și fratele Gog vorbea despre inima omului. Și nu știu cine i-a spus despre mine, că tot ce am avut în inimă mi-a spus. Și când te cercetează, Domnul, crezi că cineva a vorbit cu cineva, nu este așa. Și m-a prins așa de puternic, a spus el. Încât la urmă, când fratele a spus, dacă ești, poate în baie. Ce-o zis vorba la Duhul Domnului, știi? Ori poate ești în office, ori poate în dormitor, ori poate, știu eu, ești pe drum.
Oriunde ești, dacă poți să te oprești puțin, dacă te poți, pleacă-te pe genunchi, vreau să mă rog cu tine. Și a spus, iar nu eram terminat de părperit când a spus lucrul acesta și am zis, ăsta a vorbit cu mine, bagă că mă vede. Și așa, jumătate părperit, m-am pus pe genunchi în baie, m-am rugat cu el, acolo la radio, la microfon, cum am auzit predica, m-am predat Domnului, am sunat că nu mă mai pot duce la cântat și nu m-am mai dus din ziua aceea la astfel de cântat. Acum cânt pentru Domnul, sunt un copil al Domnului și îl laud pe Dumnezeu. Este frumos, pentru că aceasta ne încurajează ca să mergem înainte și să slujim pe Domnul, pentru că vă spun eu, peste obraz primim destule, nu este problemă, nu e criză din alea, e criză de alte lucruri de acum. Suntem la o sărbătoare mare pentru dumneavoastră, a roadelor. Românii au un proverb care spune, toamna se numără bobocii. Și bobocii trebuie să-i numărăm în casă, în familie. Ați ales o temă extraordinară despre familie. Dumnezeu mi-a dat harul să călătoresc în mai multe părți ale lumii și să țin conferințe despre familie cu diferite tematici. Astăzi sunt la dumneavoastră și formatul va fi la fiecare întâlnire, dacă este posibil, din patru câte avem împreună până duminică dimineața, inclusiv, să prezint un seminar, o lecție cu anumită tematică. În seara aceasta, tematica noastră se va numi Timpul Dragostei în Familie. Timpul Dragostei în Familie. Apoi, mâine dimineață, așa cum frații o să ne comunice de ora, ne vom întâlni pentru a doua sesiune. Mâine după masă, nu știu exact la care oră, dacă putem, împletim o sesiune cu seminar și întrebări și răspunsuri, dar dacă dumneavoastră aveți întrebări mai multe, deci putem să vă stăm la dispoziție și în această privință, să vă gândiți din seara aceasta și mâine dimineață când veniți la Casa Domnului, că aceasta este Casa Domnului în aceste zile, chemând numele pe Domnul Cristian. Scrieți întrebarea dumneavoastră pe un bilet. Deci scrieți întrebarea dumneavoastră pe un bilet, aduceți biletele aici în față, mă voi uita peste toate și să încercăm mâine după masă să vă răspundem la întrebările dumneavoastră legate de familie, de viață, de slujire înaintea lui Dumnezeu. Pentru că apoi, duminică dimineața, să concludem, dacă va fi nevoie și Domnului ne va cerceta, poate că facem și rugăciuni și un cercum de lemn în numele Domnului Iisus pentru casele noastre, pentru familiile dumneavoastră. Deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine, pentru că tot ce vă spun este bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Familia este bazată pe cuvântul Domnului și nu putem altfel să vorbim decât bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Să ne uităm bine că nu știu de sunt ceasurile aici. Seara aceasta nu este ceas. Eu am fost un frate la mormântare, n-am să vă spun de unde, și a vrut să impresioneze audiența. El era un om mai simplu. Și după ce vorbise deja 5 la mormântare, zis, acum am să vorbesc eu și apoi va fi finitul acestui serviciu. Acum se impresionează cu termine. Și apoi eu am să vorbesc până la infinit, a spus. Și s-a cam ținut de cuvânt. După vreo 45 de minute a zis, încă un pic și mă apropiu de infinit. Am băgat groaza și în morță. Doi Samuel, capitolul 19, de la 31 la 38, este cuvântul pe care îl vom studia împreună în această seară într-o temă despre familie intitulată Timpul Dragostei în Familie. Vreau să-i mulțumesc nepoatei mele, Bianca, care m-a ajutat astăzi cu materialul și probabil că ne vom orienta câte familii sunteți să aibă fiecare familie un exemplar prescurtat, note prescurtate cu care să mergeți acasă din această conferință. Mulțumesc, Bianca! 2 Samuel 19, 31 la 38. Barzilai Galaaditul s-a pogorât din Rogelim și a trecut Iordanul împreună cu împăratul ca să-l petreacă până dincolo de Iordan. Barzilai era foarte bătrân în vârstă de 80 de ani. El îngrijise de împărat în timpul șederii lui la Mahanaim, căci era un om foarte bogat. Împăratul a zis lui Barzilai,
Vino cu mine și te voi hrăni la mine în Ierusalim. Dar Barzilai a răspuns împăratului: câți ani voi mai trăi ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? Eu sunt astăzi în vârstă de 80 de ani. Pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce mănâncă și bea? Pot eu să mai aud glasul cântăreților și cântărețelor? Și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? Robul tău va merge până dincolo de Iordan cu împăratul. De altfel, pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere? Să se întoarcă robul tău și să mor în cetatea mea, lângă mormântul tatălui meu și al mamei mele. Dar iată că robul tău, Kimham, va trece cu împăratul, domnul meu. Fă ce vei crede pentru el. Împăratul a zis: Kimham să treacă împreună cu mine și voi face pentru el ce vei vrea. Tot ce vei dori de la mine îți voi da. Amin. Amin. Istoria aceasta este o istorie mișcătoare. O istorie care trebuie să vorbească familiei. Trebuie să-ți vorbească ție și trebuie să-mi vorbească mie. Împăratul David s-a întors înapoi acasă. Absalom încercase o lovitură de stat și reușise în mare parte. Când David a fugit cu parte din familie și cu oamenii lui din fața propriului fiu și a generalului său Ioab, unii l-au huiduit, pentru că așa se întâmplă în viață, alții, ca Barzilai, l-au ajutat. S-au dus la el și au zis: împărate, pentru noi, tu ești împăratul nostru. Vrem să te ajutăm. Credem că Domnul te va duce din nou în Ierusalim. Vei rămâne mai departe împărat și se va opri cu această rebeliune. Acum când David se întoarce, trece din nou prin ținutul în care Barzilai trăiește, acest bogat de 80 de ani în vârstă, care are un singur fiu, Kimham. Și pentru că David știe că se întoarce să-și rea din nou împărăția în primire, ca un împărat care consideră pe cei ce-l ajută, el se întâlnește cu Barzilai și spune lui Barzilai: uite care este problema, m-ai ajutat. Înainte să fiu împărat, mi-ai trimis daruri în timpul împărăției, m-ai ajutat în criza mea cea mai mare. Un adevărat prieten se cunoaște atunci când te ajută, nu, și când îți merge rău, nu numai când îți merge bine și vine și mănâncă cu tine, sau bea la tine, sau te pe tine. Ați înțeles asta bine. Un adevărat prieten este cu tine, cu mine, cu familia ta, vorbim de familie, prieten de familie, unul care simte cu tine. Și David a zis: ai simțit cu mine. Uite ce favor vreau să-ți fac eu. Sunt din nou cel mai mare om în regat. Te duc la curte. Vei mânca la masa mea tot timpul. Nu vei duce lipsă de niciun bine. O să te bucur de tot ce am eu. La care Kimham îi răspunde spunându-i aceste cuvinte: ce poate robul tău să facă la masa ta? Ce aș putea eu face la curtea ta? Am 80 de ani și timpul meu s-a dus. Puterea intelectuală m-a părăsit. Uitați-vă la versetele 34-35. Gustul pentru plăcerile simțurilor s-au dus. Versetul 35, partea a doua. Ambiția mi s-a stins. Versetul 35, partea finală. Capacitatea de a se schimba este una dintre cele mai mari probleme ale noastre, să ne schimbăm. Ce să ne schimbi un bătrân de 80 de ani? S-a dus. Versetul 34. Ceea ce a mai rămas lui Barzilai și el recunoaște este un fapt trist. Să trăiască în trecut și în viitor. În trecut nu mai
are nimic cu el și învitor așteaptă să moară. Pentru că, spune, robului tău nu a mai rămas nimic decât să moară. Memoria o are numai pe jumătate. Versetele 35-37. Ce însemnează aceasta? Însemnează că familia trebuie să se înțelepțească. Tinerii și tinerele, familiile tinere, familiile la mijlocul vârstei. Este un timp pentru toate lucrurile, frații mei. Și timpul este când încă poți gândi. Timpul este în tinerețe, să iubești. Timpul este la vârsta puterii. Să te lași modelat, să te schimbi, să poți să-i spui soției, I love you, te iubesc, nu știu să spun în germană și în limba asta dumneavoastră ca de cămilă guturală, așa. Olandeză. Sper că nu v-am ofensat, dar-i drept. Este o vreme când, după cuvântul Domnului, toate și-au vremea lor. Timpul dragostei este atunci când poți să te bucuri de viață. Atunci când poți să faci bine soției tale. Și poți să faci bine soțului tău. Când poți să faci bine copiilor tăi și poți să faci bine părinților tăi. Aș vrea să fiu înțeles greșit cum îmi predic pe mine departe din gândul acesta. Anul acesta am trecut printr-o stare foarte dificilă cu familia. Soția mea a fost operată de 3 ore anul acesta și niciodată n-am fost acasă. Așa s-au întâmplat lucrurile când totdeauna urgențele au intervenit cu o zi sau două înainte să plec în Europa. De fiecare dată. Eu n-am vrut să plec. Mi-am anulat plecările. Soția nu m-a lăsat. Spus, dragă, nu pot să stai. Frații ca dumneavoastră în Olanda au investit, au plătit hotel, drum, tute. Dumnezeu are grijă de mine, copiii au grijă de mine, rudele au grijă de mine, prietenii au grijă de mine. N-am putut să fiu acolo să-i spun, dragă, te iubesc, sunt cu tine. Este un timp pentru toate, frații. Barzilai a spus, degeaba vrei să mă bucur acum de cântăreți, nu mă pot bucura. Degeaba vrei să îmi spui acum, împărate, că îmi pui muzica cea mai frumoasă. Nu, nici nu ud. Și apoi, la curtea ta sunt reguli, eu nu mă schimb. Acum trebuie schimbare. Timpul dragostei, timpul schimbării, timpul transformării în familie este acum. Partea frumoasă pe care o învățăm de la Barzilai este totuși că, după cum vom vedea pe parcursul prezentării mele, el a știut toată viața să se gândească la alții. Deci el a ajutat pe David. Iar acum când pentru el nu mai poate face nimic, Barzilai dă o pildă extraordinară, se gândește la copii. Are un singur copil, pe Kimham. Și am să vă spun ceva despre Kimham, care nu cred că, fără să ofensez cunoștința cuiva, dar foarte puțin este prezentat lucrul acesta. A zis, uite, robul tău, Kimham, deci fiul meu, cu alte cuvinte, cine studiază Biblia cu atenție, Kimham este fiul lui Barzilai. Împărate, dacă crezi, ia pe Kimham cu tine la curte, el este tânăr, pe el poți să-l modelezi, pe el poți să-l transform, cu el poți să faci ce vrei, poți să-l faci general. Și pe patul morții, David i-a dat poruncă lui Solomon. A zis, uite, Solomon, sunt câțiva de care trebuie să ai grijă, să nu stea pe aproape de tine când tu vei fi împărat și numește, nu? Și mei, and company. Dar uite, cei ce mi-au făcut mie bine și acum tu ești împărat, ca Barzilai, ai grijă de aceștia. Barzilai s-a dus. A rămas fiul său Kimham, iar la curte. Un împărat 2:7 spune David lui Solomon lucrul acesta. Și Solomon l-a luat pe Kimham la curte și i-a dat ținuturi mari în Betleem lui Kimham.
Acolo în Betleem, Chimham a zvit un han. De fapt, era singurul han din Betleem. Profetul Ieremia, în Ieremia 41:17, menționează că s-au oprit la hanul lui Chimham. Este foarte posibil că atunci când s-a născut Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Iosif și cu Maria aici au tras, la acest han, unde n-au găsit loc, la hanul lui Chimham, că nu era alt han în Betleem. Deci, atât că istoria este interesantă, este lungă. Și se vede că acest bătrân, totuși, în inima lui, dacă nu poate să se schimbe, dacă nu poate să se mai bucure de viață de aici încolo, îi spune împăratului, fă ceva cu fiul meu. Pentru că cei tineri se pot schimba, cei tineri se pot transforma. De aceea, haideți împreună cu mine să vedem câteva lucruri, patru lucruri fundamentale legate de viață, de dragoste, de timpul dragostei, de patru mari adevăruri. Primul adevăr. De ce trebuie să ai grijă de tine acum, de casa ta, de familia ta, de viața ta? Viața te va dezbrăca treptat de toate preocupările cu lucrurile pământești. De aceea ai grijă de tine acum. Repet, viața te va dezbrăca treptat de toate preocupările cu lucrurile pământești. De aceea ai grijă de casa ta acum, pentru că va veni o vreme când ai vrea să faci ceva pentru o familie și n-ai să poți. De ce? Acum, la tinerețe sau când ești în puterea vârstei, este momentul să ai simțiri firești sănătoase. Proverbe 5, de la 15 la 20. Acum, la vârsta la care ești, suntem încă tineri. Am făcut 55 de ani, dar încă mă sunt tânăr. Ne putem feri de păcat acum. Ne putem feri de abuz. Putem să influențăm familia, copiii noștri, să ne urmeze pilda. Acum avem energie să facem ceva pentru Domnul și să ducem copiii noștri și casele noastre în slujire pentru Dumnezeu. Acum este vremea. Acum e timpul dragostei și pentru familie și pentru Dumnezeu. Acum avem puterea fizică să alergăm în toate colțurile. Nu știu ce se va întâmpla cu mine peste un an sau peste 5 ani, dacă vom putea să călătoresc în toată lumea cum fac acum. De aceea, acum este vremea și timpul pe care Domnul mi-a dat la dispoziție și înțelegerea din familie să pot să mă duc în numele Domnului, să pot să slujesc în numele Domnului. Toate lucrurile se fac la vreme, pentru că toate lucrurile create se duc, frații mei. Toate se duc. Înțelepciunea se duce. Ei, uitați ce spune cuvântul Domnului, 1 Corinteni 13:8. Cunoaște-L în parte. Și spune acolo Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel că toate vor pieri. Toate vor pieri. Într-o zi toate vor pieri. Tot ce este făcut de om va pieri. Și nu trebuie să ajungă sfârșitul, nu trebuie să ajungem sfârșitul, pentru că vedeți dumneavoastră pe măsură ce înaintăm în vârstă, avem o problemă. Știți care este? Adică avem mai multe. Una este că uităm. Știți? O pereche de bătrâni s-au dus la doctor. Și au zis, domnul doctor, avem mari probleme amândoi. Și la vârsta dumneavoastră, se poate. Avem mari probleme, domnul doctor. Ce probleme aveți? Păi uităm, zice. Uităm și pentru că uităm ne supărăm apoi unul pe altul. Sunt ceva pastile, zice, să ne vină mintea la loc, ceva pastile, să avem memorie de așa încolo. Și doctorul zice, nu sunt. Dar sunt soluții. Păi da, e o soluție, ne frecăm pe cap cu ea. Nu soluție din aia, zice. Sunt soluții să rezolvăm problema. Păi care soluție? Păi simplă, simplă. Dacă știți că uitați, întotdeauna când vreți să spuneți ceva celuilalt, scrieți pe o bucățică de hârtie. Luați un carnet, amândoi să aveți cu dumneavoastră. Și v-ați rezolvat. Mă, voi uitați, asta am vrut, asta am vrut să întreb soția. Pentru asta, asta am vrut să spun să-mi aduc. Am zis, mai poate că e o soluție. S-a dus acasă. Zice el către baba. Auzi, adu-mi un măr din frigider. Ia să scula repede să-ți aducă mărul.
Și el a zis, scrieți jos că uiți. La care ea a zis, tu crezi că chiar așa până la frigider și înapoi? Și se duce la frigider și a uitat ce să-i duc. I-a luat și a dus un pahar cu apă. Și a dat paharul cu apă, a luat paharul cu apă și a zis, ai văzut, babă, că ești uitucă? Când mă mănânc eu cu un pâine prăjită? Toate lucrurile trec. Toate. Și până nu trec, trebuie făcute. Acum poți să cumperi o floare. Acum poți să ieși până în parc. Acum poți să dai un telefon. Acum poți să mergi în vacanță, într-o excursie. Acum este vreme. Pentru că ar veni timpul și vei vrea să mergi și n-ai să poți. Înțelepciunea se duce. Toate vreme. Senzualitatea se duce. Dumnezeu ne-a făcut și ființe de carne. Suntem binecuvântați de Domnul cu darul intimității. Și acesta se duce. Apoi suntem oameni care gândim, avem ambițiile noastre. Și uneori ambițiile sunt bune, alteori ambițiile sunt rele, sunt negative în familie. Dar dacă avem ambiții bune, sănătoase, să facem ceva pentru familie, să facem ceva pentru copii, să facem ceva pentru, să fac ceva pentru soție, să facă ceva pentru, faci ceva pentru soț. Acestea sunt intenții, ambiții, planuri bune pe care Dumnezeu le onorează. Barzilai este omul care, vorbind acum despre sine și despre casă, zice, ce să mai fac eu? Nu? Eu trăiesc în trecut, nici de trecut nu mi-aduc aminte. Și este un fenomen, dacă te uiți la oameni în vârstă, l-am studiat în psihologie, în facultăți, dar l-am văzut în viața de slujire, îl văd și în casă, mama soacră trăiește cu noi, de 22 de ani locuiește cu noi, în Statele Unite. Este o femeie extraordinară, extraordinară. Mă trezesc noaptea și aud gălăgie. Ea se roagă Domnul. Și aud cum mă pomenește în rugăciune și cum pomenește toată casa și pe toți copiii. Este o încurajare pentru mine. Însă este un fenomen ciudat. Dacă Domnul o păstrează în viață, în decembrie face 90 de ani. Este lucidă. Merge, umblă, după multe operații. Dar memoria este numai memoria copilăriei. Ce a știut în tinerețe și aduce aminte. Ce s-a întâmplat recent? Nu ține minte. Uită. Uită. Așa suntem noi construiți. Așa este viața construită. Deci, frații mei, vorbind despre familie și despre timpul dragostei, despre timpul de a fi soț, de a fi soție, de a fi tată, de a fi mamă, de a fi un slujitor al Dumnezeu, de a fi un tânăr ascultător, o tânără ascultătoare, un om de care să se bucure Dumnezeu, ține minte acest adevăr fundamental. Viața te va dezbrăca treptat de toate preocupările cu lucrurile pământești, de ceea ce poți face, fă acum pentru casa ta. Acum. Când n-ai să poți să faci mâine, nu o să ai timp să faci mâine. Poate nu va ajungi să îmbătrânești. Poate nu ajungi să îmbătrânești. Lucrurile create se duc, înțelepciunea se duce, senzualismul se duce, ambițiile se duc. De aceea, încă o dată, ce poți face? Fă, acum. Al doilea mare adevăr, care rezultă din cuvintele lui Barzilai. Viața te va dezbrăca treptat de puterea de schimbare. Viața te va dezbrăca treptat de puterea de schimbare. L-ați auzit pe Barzilai cum vorbește cu David. David a zis, vino la curte. O să stai la niște mese festive. Și Barzilai, cred că
I-ar fi spus lui David, și ce să mă auzi foroind la masă festivă? Vino la curte, avem niște cântăreți, niște orchestre, un worship team. La muzică de asta eu nu pot să ascult. Vino la curte, avem spectacole frumoase. Și ce vrei? Să dorm la ele? Pentru că Barzilai nu se mai poate schimba. Nu se mai poate transforma. Timpul lui s-a dus. Timpul de schimbare s-a dus. Deci, un fapt simplu. Dacă mi-aduc aminte când eram copil, când părinții au construit casa, au făcut cărămidă ca să construiască casa. Și noi copiii curioși ne-am dus la oamenii care făceau cărămida și aveam niște pietricele mici la noi sau, mă rog, și zgâriam cărămizile. Strigam la noi muncitorii, oamenii care erau angajați să facă cărămida. Era foarte ușor să scrii pe o cărămidă proaspătă. Era foarte ușor. Dar după ce au ars cărămida, puteam noi să ne tot necăjim să scrim, că nu mai puteam să facem urme. Așa este și cu viața. Timpul de modelare este acum. Pentru că după ce apuci să îmbătrânești, după ce apuci, nu neapărat să îmbătrânești fizic, dar după ce apuci să te îmbătrânești cu niște obiceiuri, mă înțelegi? E greu să te mai schimbi. E greu să te mai schimbi. Este psihicul uman de tipul acesta. Este gândirea omenească de tipul acesta. Dacă te-ai sculat în fiecare dimineață și soția ți-a adus cafeaua la pat, ei, nu ți-o aduce două zile la rând după aceea, așa e că ai probleme. Și eu sunt întâmplă. Dar dacă soția spune, știi ce, acum anul care stă în față, tu mi-aduci cafeaua la pat. Schimbă. Zbor până în tavan, nu-i așa? Suntem tributari obiceiurilor. Suntem tributari tradițiilor. Și fiind tributari obiceiurilor și tradițiilor, după ce ne obișnuim cu ele, ne schimbăm foarte greu. Dacă, de exemplu, mintea ta o saturi mereu, azi un pic, mâine un pic, pămâine încă un pic, răspămâine încă un pic. Și în loc să meditezi la soția ta, ce poți face pentru ea, să-i spui cât de frumoasă ești, cum o iubești și ce să gândești la alte femei, să imaginezi altceva în mintea ta, treptate, răcești relațiile tale, să răcești. Părtășia ta cu familia, cu soția, cu copiii, se răcește. Dacă ești soție și azi un pic de limba ascuțită, să nu vă supărați surorilor, și l-ai picurat un pic și mâine de două ori și poi mâine de trei ori și te-ai obișnuit, de fiecare dată când faci ceva trebuie să-l picuri, să-l piști un pic, să-l pui un pic de piper. Alți bărbați fac mai bine, alții fac mai bine. Eu vă spun, eu nu mă pricep la nimic, nici nu știu să bat un cui, este recunosc. Știu altceva, dar glumesc câteodată cu soția. Nu trebuie să mă lauzi pe mine pentru scântura de afară. Laudă-mă pentru carte, că nu știu să o deschid ea. Deci trebuie să vezi ce face bine soțul tău, ce face bine soția ta. Și încurajează-te acolo, pentru că dacă ai început sau am început, știți foarte bine lucrul acesta. Să îmbătrânim în tradiții și în obiceiuri pe care ne le facem în casă, după aceea este greu să ne schimbăm din ele. Și ne schimbându-ne din ele, când încercăm un pic să ne corectăm, vedeți noastră, dacă o cărămidă, cum vă dăm de exemplu, o cărămidă moale, care este proaspăt făcută, poți să o îndoi, nu este așa? Dar încearcă să îndoi una arsă. Până la urmă, dacă tot apeși ca să îndoi, ce se întâmplă cu ea? Se rupe. Și așa se rup relațiile de familie.
Așa se rupe încrederea. Așa se rupe bucuria de a fi cu soțul sau cu soția. Așa se rupe bucuria de a avea părtășie cu copiii. Așa se rupe bucuria de a merge împreună cu ei la un restaurant, la un McDonald's, la vacanță, la părtășie. Pentru că dacă te împietrești sau mă împietrez, ne împietrim cu lucruri care le lăsăm să crească în noi, să crească în minte, să crească în inimă, să crească în gust, să crească în relațiile noastre, relațiile de familie. Lucrurile acumulate sunt greu de schimbat. Exact așa se întâmplă și în domeniul mântuirii. Acum este timpul pentru mântuire, spune Sfânta Scriptură. Dacă avem tineri aici care sunt cu noi la închinare, sunt cu noi la această sărbătoare și încă nu v-ați împăcat cu Domnul, acum este timpul. Povestea aceasta, întâi să ne trăim viața și apoi ne împăcăm cu Domnul, este numai o poveste. În ultima lună, doi tineri am înmormântat. Doi tineri. Nu ca să te speriu. Viața nu este în controlul tău și nu este în controlul meu. De aceea, încă o dată, schimbarea o faci acum, schimbarea o faci până nu vine vremea să nu te mai poți schimba. Pentru că dacă amâni împăcarea cu Dumnezeu, astăzi sunteți martori, fiecare, la ceea ce vă spun, la faptul pe care vi-l spun. Spuneți-mi asta, cine este mai ușor să se convertească? Un bătrân de 80 de ani sau un tânăr de 400? Pentru că mi-a dat un numele tatălui meu, în amintirea lui. Exact așa se întâmplă în familie. Barzila este binecuvântat Kimham, în numele Tatălui, pentru că a făcut bine. Purtarea ta bună, să știi că se răstrânge asupra copiilor tăi. Suntem în emigrație. Poate vă vine o familie în Statele Unite. Și dacă mă voi întâlni cu familia aceasta, voi zice, a, au fost la conferință în Olanda. Mi-au zis pace și mi-au zâmbit. Mă ocup de ei. M-am spus, sunt obiceiuri frumoase care, cultivate, ajung să fie răsplătite. Ajung să fie răsplătite. Ce faci pentru Domnul, obiceiul pe care l-are familia ta, învățând de la Barzilai, ajunge să fie răsplătit. Și apoi, încă un adevăr, substituirea care este aici pentru Barzilai. Barzilai spune, nu eu, Kimham. Kimham. Ce învățăm aici? Ce adevăr este pentru familie? Întotdeauna un părinte care își iubește copiii cu adevărat se va pune pe el deoparte, tata, pe ea deoparte, mama, se va gândi la copil întotdeauna. Întotdeauna se va gândi la copil. Și vreau să vă spun lucrul, să nu vă șochează. Nu este bine lucrul acesta întotdeauna. Nu este bine. Copilul trebuie să știe realitatea. Dacă iese numai o bucată de pâine și mama n-a mâncat de 3 zile și copilul a mâncat în fiecare zi, copilul trebuie să știe că acum este timpul când mama trebuie să mânce bucata aceea de pâine sau tata. Însă, rar se va întâmpla ca un părinte să nu se gândească la copil. Un adevărat părinte se gândește la copil. Sau la copil. Și întotdeauna va arăta lucrul acesta. Ne-am fost 9 frați și suntem 9 frați, soția sunt 12. Când soția mea a venit prima dată în familia noastră și ne-a dus acolo la țară unde încă mama locuiește, la Gălbâia, în Sălaj, tata era în viață, exact 10 ani în urmă a plecat acasă la Domnul. Mama ne-a făcut mâncare la toți și tata stătea după sobă și spunea mama, Victor, hai de la masă. Și tata spunea, nu, să mănânce copiii și nepoții. A văzut și a doua oară Magdalena, soția mea, a văzut și a treia oară, și a patra oară, și a cincea oară. Tata niciodată, dar niciodată, nu venea să se așeze la masă până când nu vedea că mama pune la toți copiii în farfurie. Și după ce ne-am căsătorit. Așa se gândește un copil, un tată și o mamă la copii. Barzilai ne arată lucrul acesta.
Este un exemplu extraordinar de familie. De aceea, frații mei, timpul dragostei pentru familie este acum. Și în familia aceasta, în pildă aceasta de Barzilai, în dialogul lui cu împăratul David, vedeți, este scurt, dar este plin de înțelepciune divină. Timpul dragostei, timpul dăruirii, timpul rugăciunii, timpul schimbării, timpul sacrificiului pentru binele casei tale este acum. Pentru că vine vremea când vrei să schimbi și nu poți, când vrei să transformi și nu poți, când ai vrea să vorbești și nu poți, când ai vrea să sacrifici și nu poți, când ai vrea să mergi și nu poți, când ai vrea să oferi și să nu poți, timpul este acum. Deci ea, să încercați să treceți peste frustrările care sunt în familie. Nu este familie fără frustrări, nu este familie fără ceartă, nu este familie fără nemulțumiri, nu există familie. Chiar dacă suntem copiii Domnului, avem copilăriile noastre, scăpările noastre și dacă suntem transparenți, avem greșelile noastre. Suntem iuți, ne supărăm, ne certăm, vorbim, de multe ori neprincipial și nu dăm întotdeauna ca părinți pilda cea mai bună copiilor noștri de iertare, de înțelegere, de rugăciune. Dar, mulțumim Domnului că El este îndelung răbdător cu noi, ne putem veni în fire și ne putem scula iarăși din țărână, din noroi, din cenușă, cum spune cuvântul Domnului, și cu ajutorul lui Dumnezeu putem să mergem înainte. Însă dacă vrem schimbare, dacă vrem transformare, dacă vrem binecuvântare, timpul de schimbare, de transformare, de binecuvântare, de înnoire, este acum. Este acum. Este acum. Pentru că dacă vom vrea să facem mai târziu, Barzilai ne spune, nu mai aud, nu mai văd, nu mai pricep, nu mai raționez, nu mai am niciun gust. Împiedic și ce să facem bine. Dar am un fiu. Fă ce vrei cu el. Când a spus fă ce vrei cu el, prin aceste cuvinte a spus modelează, transformă-i. Haideți să ne lăsăm în mâna Domnului să ne modeleze Domnul, să ne transforme Domnul. Și cuvinte ca cele pe care vi le-am rostit în această seară din înțelepciunea mai marilor noștri care ne-au vestit credința și despre care autorul epistolei către evrei spune uitați-vă la ei și urmați-le pilda de credință, sfârșitul felul lor de viețuire, ascultați-le învățătura, haideți să ne uităm la ei și să nu ajungem în punctul în care să spunem, nu mai pot, dar să ne uităm ce a făcut. Și Barzilai are aceste aspecte în care constant știe să se gândească la semen, constant știe cantitativ să ajute, constant știe să se sacrifice și să riște, constant știe să se gândească la casa lui, la copiii lui și constant știe să cinstească pe mai mare lui, de aceea respectă pe împăratul David. Pentru că vine vremea când tot ce este creat se duce și puterea fizică ți se duce, puterea intelectuală ți se duce. Vine vremea când ai vrea să te schimbi și nu poți, acum este timpul ce zidești în parte de tinerețe, a vieții și a familiei, cu aceasta să te duci ca să creezi elemente și momente și tradiții sfinte, sănătoase în familia ta, pe care să le moștenească părinții, pentru că ultima parte, ultimul lucru pe care Barzilai ne spune, vine vremea răsplătirilor. Și de ce nu ne-ar da Domnul răsplătiri binecuvântate în familia noastră? Dar răsplătirile pot să fie nu numai în sfârșit. Răsplătiri pentru casa noastră pot să fie și acum, că orice credincioșie făcută în casă înaintea Domnului este onorată și binecuvântată, răsplătită de Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare.